și bine ați venit la ședința ordinară al Serviciului Locale din data de 14.09.2022. Supunem la vot ordinea din data de 5.07.2022, procesul verbal din data din 5.07.2022. Cine este pentru? E ordinară din 5.07, e postat. Avem împotrivă, avem abțineri. Unanimitate. Extraordinară, tot din luna a 7-a, de pe 13.07.2022. Membru. Avem împotrivă, avem abțineri. Domnul dăm cu abținere, da? Din 12.08.2022, extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul dăm cu abținere. Punem la vot ordinea de zi, în formă amendată. Cine este pentru? Nu, în formă amendată. Supunem la vot ordinea de zi inițială, cea care a fost comunicată odată cu materialele, da? Da. Cine este pentru? Avem împotrivă? Avem abțineri? Unanimitate, da? Și acum supuneți la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Care este al doilea? Sunt amândouă acolo. Prima este modificarea programului de achiziții și al doilea este aprobarea de principiu a achiziției unui rezervor. Asta, cu proiect separat, nu mai e doar amendament. Nu, dar nu e amendament. Amendamentul a fost... E numai la valoare. Proiectul separat cu aprobare de principiu, ca orice investiție. E ședința de comisie, nu? Era vorba că o să fie făcut un amendament de asta. Amendamentul trebuie să-l faci la rectificarea bugetului. Că o prins suma la obiecte de inventar toate și nu trebuie. 38 la obiecte de inventar și 17 la mijloace fixe. Atât a ținului cu amendament. Dăm citire ordinii de zi. Stai puțin, că n-avem votul pe suplimentare. N-am registrat votul suplimentare. Supunem la vot. Suplimentare ordine de zi. Avem împotrivă. Abțineri. Două abțineri, da? Deci avem 12 pentru, 2 abțineri. Acum luați în ordine. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip C2 prin organizarea al serviciului de categoria V2 al Comunei Vorgești, județul Bacău, inițiator viceprimar Călimar Marcel. Dăm cuvântul domnului primar sau domnul vice. Poți să vorbești, nu poți domnul vice. Pentru o mai bună funcționare a voluntariatului din Comuna Vorgești, am propus ca să organizăm în categoria V2 cu voluntari mai mulți pe listă de, ca să putem interveni acolo unde sunt probleme de incendiu și mai ales de vegetație care sunt. Că câți oameni aveam, nu prea erau de ajuns. Și acum implementăm oamenii. Ca voluntari. Îmi permite, domnul vice, ca să fie mai clar. Serviciul voluntar situații de urgență trebuie avizate către ISU. Se poate aviza doar în situația în care avem auto specială, printre altele, avem voluntari și nu s-a putut până în prezent pentru că nu aveam doi șoferi de auto specială. Aveam doar un băiat care conducea auto specială. Acum avem al doilea angajat care poate conduce auto specială și aceasta a fost condiția pentru a fi avizat pe serviciul situații de urgență. Deci de aceea am venit în fața dumneavoastră cu noua organigramă pentru a o proba ca să fie serviciul voluntar situații de urgență avizat de către ISU. Atât. Cine dorește să înscrie la cuvânt? E cineva care dorește să înscrie la cuvânt? Domnul Dămo? Mai e cineva? Mai e cineva? Aveți cuvântul, domnul Dămo. Mulțumesc. Am solicitat și ieri în cadrul comisiei să vedem exact situația intervențiilor din anul curent, de exemplu, de la SBSU, pentru că, de punctul meu de vedere, sunt deficiențe grave în funcționarea acestui serviciu pe plan local.
am asistat la o intervenție la Sopodor, unde șeful SBSO împreună cu domnul viceprimar și cu fratele dumneavoastră angajat la compartimentul de servire, au intervenit inițial cu mașina proprie, deci cu Kodachi Logan și cu trei mături, deci pur și simplu asta era intervenția la fața locului. Târziu a apărut și mașina de intervenție. Am cerut să vedem plățile, să vedem care e situația plăților, pentru că eu am mari dubii că plățile se fac conform orelor prestate în cadrul acestui serviciu. Mi s-a arătat doar o singură hârtie de la o intervenție din martie, mai mult nu. Da, deci aici mi s-a spus că trebuie scris, deci dacă vrem mai multe detalii, trebuie scris. Insist asupra faptului că cel care ar trebui să prezinte astfel de proiecte este chiar șeful SBSO, pentru că este responsabilitatea domnului Tenea Cristinel, șef SBSO. Angajăm mai multe persoane, avem o listă, ieri am văzut o listă de 18 persoane. Am văzut la un moment dat o fotografie pe internet de la o participare a serviciului, unde mai mult părea o defilare în glumă, nu în serviciu SBSO profesionist care să intervină. Deci pe lista aia sunt probabil jumătate din persoane care eu nu le acuz, dar n-au nicio legătură cu a interveni la un incendiu, cu a face ceva constructiv pe treaba asta. Da, avem șoferi, avem, dar eu cred că nu e în regulă de ce se întâmplă. Mașina oricum este de... Cred că la 5-10 minute deja se termină apa și trebuia să plece din nou după apă la un incendiu mai serios. Da, zic, asta e serviciul ăsta de la început, de la bun început, pentru că știți că a fost făcut pentru ca cineva să poată să ia și el un salar din cadrul primării. Eu atât am avut de spus. Vederea dânsului, să-și o păstreze. De ce aș contrazice? Supunem la vot, dacă nu mai e nimic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Avem 12 voturi pentru și 2 abțineri. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 14.09.2022. Inițiator primar Teme Alimenta Adriana. Dăm cuvântul doamnei primar. Domnul consilier, ați avut informația la dumneavoastră, v-a fost comunicată și ați văzut, dar ca să vă spun în mare, nu mai sunt bani de salarii pentru asistenții personali decât pentru luna octombrie și am luat bani de la salarii de la noi, deci se vadă că nu se cheltuie așa cum au fost prins, și am prins pentru salarii la asistenții personali, ca să putem să le dăm salariile cum trebuie. Pentru PUG, da, vreau să spun, pentru PUG, pentru că suntem, deja am primit de la arhitect o parte din documente și trebuie să facem plata pentru ceea ce a lucrat. Bani care vor veni ulterior de la Consiliul Județean înapoi. Am mai prins bani, știți foarte bine, situația de la Vazga, de la Sovodor, este și pe Horgești, în Gardeal. Oamenii nu au apă. Am încercat mai multe variante, ne-am interesat și momentan nu este decât o variantă pe care noi am agreat-o. Dacă aveți alte idei, vă rog să veniți cu ele. Pentru cetățenii care locuiesc în aceste zone, pentru apa de uz casnic, deci nu potabilă, vrem să achiziționăm 4 bazine de apă de acele de 1000 de litri și să mergem cu tractorul cu remorca, să ducem cele 4 bazine, oamenii să poată să-și ia apă pentru uzul casnic, cum am spus. Mai sunt prinși bani pentru un rezervor pentru motorină de 3000 de litri. Noi, până în prezent, la toate utilajele, aducem de la Bacău motorină cu canistrele. De aceea s-a întrebat un domn consilier de ce a văzut mașina primăriei și sâmbătă în Bacău. S-a întâmplat să trebuiască să aducă motorină și sâmbătă, că altfel fiecare, vorba dacă merge Cristi la intervenție cu mașina personală, da, păi e la Bacău, normal că merge cu mașina personală. Deci pentru aceea s-a deplasat mașina la Bacău, mașina primăriei sâmbătă. Și având de vedere că urmează să vină și acel microbuz și autogredul, cantitatea de motorină o să fie necesară, o să fie mult mai mare. Și să nu stăm cu cele
10 canistre, dar nu 10, câte sunt? 10. 10 canistre să aducem. Și luăm un rezervor, o să fie aici, se ține evidența, cineva o să fie responsabil și așa cum s-a ținut evidența până în prezent la motorină, așa o să țină continuare. Dacă mai este ceva, mă puteți întreba, presupun că am zis tot ce a fost în urmă. Doresc cineva să înscrie în marginea acestui proiect? Doamna Nunuț. Mai dorești cineva? Domnul Budău. Domnul Dămor, parcă am văzut. Daniel? Nu. Dăm cuvântul doamnei Nunuț. Bună ziua. Rezervorul de motorină, ce capacitate? Am zis 3.000. 3.000 de litri. Și cum va avea? Va avea... Este numai pentru uzul primăriei. Da, obligatoriu. Și cum vor accesa? Vor duce și vor lua motorină? Nu, va... vine utilaj, exact. Sunt da, știu. Nu, dar... Cei care au nevoie de motorină, care au motorină, nu? Nu care au cartel. Da, instituții. De la acele instituții. Au, vor avea cartel? Este cineva la pom? Asta o să decidem cum să vedem cine deține evidența așa. Poți contorizează. Da, da, poți procedura interna. O să fie, da, o procedura o să fie legală și o să fie în așa fel educată, cât să poată fi justificat până la ultimul litru de motorină. Consumul. Și în privința bazinului de apă, credeți, considerați că 4 bazine de 1000 de litri sunt suficiente? Asta înseamnă că cineva vine în permanență și le alimentează? Oamenii au animale. Dar v-am zis că rămân acolo, duceți mie. Dacă nu, v-am zis, veniți cu alte idei și suntem de acord dacă ideea este bună. Da. Nu știu, zic un pus de mare adâncime. Să furăm un pus de mare adâncime. Nu avem voie. Pentru că... Așa ce le cântă când a venit curtea de conturi, a zis, noi ar trebui ca să fărăm, să facem contract și chiar dacă, adică nu că nu avem voie, putem face, dar e de durată și ca să scurtăm din această durată, pentru că ar dura, cred, până începe apă canal. Pentru că trebuie tot avize, trebuie proiect, trebuie mai multe și apoi trebuie contract cu Apele Române, pentru că e apă de la ei. Trebuie apa să fie potabilă, trebuie să încasezi bani de la cetățeni, pentru că este pentru public și atunci trebuie să încasezi bani pentru acel consum de apă. Sunt mai multe situații, de aceea v-am zis, m-am interesat de absolut toate și momentan, ca să trecem peste situația aceasta neplăcută, aceasta este varianta pe care am găsit-o eu. Eu, împreună cu... Aveți? Domnul Budău, aveți cum? În principiu, eu sunt de acord cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, numai că trebuie să facem un amendament la punctul 2, la articolul 1, punctul 2, nu, articolul 2, punctul 2, suma de 55.000 de lei trebuie împărțită în două. Suma pentru obiectele de inventar, care sunt rezervoarele alea mai mici de 1000 de apă, iar rezervorul mare de 17.000 de lei este obiect metod fix. Și trebuie să-l trecem pe investiții. Dacă trebuie să-l formulați amendamentul ca să-l montați. Deci se, suma aceea totală... Dar nu mai găsesc foaia aia de asta. O găsiți și treceți. Da, nu, da. Așa sunt parte. 38.000 de lei la capitolul 20.05, obiectii de inventar, și aia la altă, la 24.51.71, investiții. Și de asemenea să avem în vedere, să nu uităm, banii pentru PUG, care îi dăm acum din excedent, vom primi înapoi. Am zis, de la Consiliul Județean. Fim permanent cu solicitare, adică să nu scăpăm până la sfârșitul anului. Primim și de la Consiliul Județean mereu adrese, dacă s-au cheltuit bani pe PUC pentru a ne prinde. Da, da, am avut noi până știu prezent. Asta, dar noi trebuie permanent să comunicăm ca să dăm bani înapoi în excedent. Și de asemenea, sper să fie posibil și pentru asistenții personali. Această sumă, dacă la prima solicitare când face rectificare a bugetului de stat, să solicităm această sumă să fie... Așa cum am făcut în fiecare. ...din bugetul de stat. Ca noi, această sumă, să o facem înapoi, dar... Mă scuzați, dar pot interveni? Da, da.
Nu, domnul Budo, dumneavoastră vreau să vă spun, dar deja dacă ți-au luat bani de la salariile angajaților din primărie, ducându-se către asistență personală, asta spune că bani nu prea mai sunt. Pentru așa 55 din pentru rezervor. Ați avut vreo ofertă de preț a rezervorului? Pentru că eu sunt foarte mică ce ați menționat. Da, avem ofertă. Aveți ofertă? Da, păi întâi eu studiat piața. Nu, avem oferte. Cred că sunt la bazine, la, cred că sunt 6-7 oferte. Nu le aveți clienți aici, nu? Nu, pentru că au venit ulterior, au venit și ieri. Dacă vreți, după ședință, mergeți și le vedeți, dar vă dați seama că nu prindeam o sumă mai mică fără, dacă costul era mai mare, că nu puneam. Nu, nu s-a demarat, adică noi întâi aprobăm din principiu rectificarea ugetului și sumă și pilonul. Rectificare de unde mai facem cu bănuții? Toate ofertele sunt la prețul la care, sau sub, nu peste. Bănuiesc că contabilul când a făcut această propunere, au avut în vedere anumite prețuri, anumite oferte. Și că o fi un minus sau un plus, dar trebuie să încadrez în suma asta. Asta e amendamentul pe care l-ați discutat eu, nu? Da. De la capitolul 51.01.03.20.02, adică de la reparații curente, se va vira la capitolul 24.51.01.03.20.01.05, obiecte de inventar, suma de 38.000 de lei, iar la, de la capitolul tot 24.51.03.20.02, obiecte de reparații curente, se va vara 17.000 de lei, la capitolul 24.51.01.03.71.01.30, adică care înseamnă investiții. Astea. Sunt părți suma aia în două pe capitole. Și evident că s-a făcut rectificarea și în lista de investiții. Dați să semnateți amendamentul pe foaie. Aveți ceva, domnule? De aici. Deci acolo, dar nu știu cât pe ea. Mai aveți ceva spus? Nu. Atâta. Pe cuvântul domnului Dămor. Mulțumesc. Puteți să-mi răspundeți, doamna primar, să-mi spuneți, vă rog, care este consumul mediu lunar de carburant și implicit costul lunar cu carburant? Ați cerut ieri în ședința de comisie, presupun că asta așa cum ești răspunsul că mi-a zis el. Atare nu. Nu sunt robot, nu sunt calculator să rețin consumul pe fiecare lună diferă. Vă dați seama că e vorba când intervii mai des cu utilajele, când mai rar în ultimul timp. Deci e o aberație ce mă întrebați. Nu să fie o aberație, vorba de bani de la bugetul local pe care îi primeai cheltuie pe carburant. Ieri am solicitat și mi s-a spus că primesc un răspuns și n-am mai primit niciun răspuns. Și, bă, și mi-a spus că în cursul zilei de ieri până astăzi voi primi un răspuns ca să să votez. Dacă mi s-a spus, înseamnă că oricum votați cunoștință de cauză. Deci voi primesc acest răspuns sau nu primesc? De la mine nu. Domnul președinte, puteți să-l chemați, vă rog, domnul Cioroabă, au trebuit să el este responsabil. Nu, are, sunt oameni pe teren, nu au timp să vină ședință. Da. Domnul Daniel, aveți cuvântul. N-am terminat. Aparatul propriu este în subordinea mea, nu spuneți președintelui de ședință să-i cheme ședință, eu sunt primarul, ei sunt în subordinea mea și vin doar dacă consider că este necesar. Această afirmație eronată, doamna primar. Și faptul că reacționat așa, este evident că aveți ceva de ascuns și că ceva nu e în regulă. Sigur. Pentru că dacă totul ar fi, trecem peste. Dacă totul ar fi în regulă și n-ar fi nicio problemă, cu siguranță n-ar fi nici, să vedem și noi, să vedem exact care e consumul, pe ce, care sunt drumurile. Pentru că, de exemplu, eu aș vrea să votez acest amendament, bun, e necesar, dar aș vrea să vă luați un angajament în fața Consiliului Local, ca până la finalul anului, pe toate mașinile primăriei, inclusiv pe utilaje, să fie montate sisteme GPS pentru a putea să vedem live, în timp real, care sunt drumurile făcute în comună, unde sunt utilajele, pentru că am primit mai multe semnale și din partea cetățenilor, că utilajele fac lucrări pe la persoane private, cum v-am spus, mașinile circulă în weekend. Și astfel, dacă montăm acele sisteme GPS pe care multe primării din țară au făcut acest lucru, da? Primarii care sunt transparenți, care vor, care n-au nimic de ascuns față de cetățeni și au grijă de banul public, au montat pe mașinile primării sisteme GPS și astfel foarte frumos intri pe calculator și vezi exact unde este mașina primăriei, unde lucrează buldo, unde lucrează, îți apar numărul de kilometri pe care i-au făcuți. Deci totul e transparent. De ce să nu fim transparenți și la Purgești?
Doamna primar, vă luați angajamentul ca până la final anului? Ați spus punctul de vedere, adică nu trebuie. Este o întrebare pe care eu vi-o adresez și vă rog să mi răspundeți la fel de politicos cum v-am întrebat și eu, dacă vă luați acest angajament ca până la finalul anului să montăm pe toate utilajele, inclusiv mașinile primării, sisteme GPS. Politicos vă răspund, refuz să răspund. Acesta este răspunsul pe care îl dați cetățenilor, nu mie. Este evident că aveți lucruri de ascuns. Da? De acord cu dumneavoastră. Atâta mai aveți, domnul? Da, mai am. Nu știu de rezultate, pentru că vorbim de valul public. De azi, e... Dar nu mai rezultați, domnul Fosilier. Chiar vă așteptați. E atât de serios vorbește, nu ați vă permite să râdeți. Vă mustră. Ironiile astea, e că am mai văzut și în altă parte. Ieri am venit cu un amendament. Ați spus de problema apei de la bază. Oamenii aceia n-au apă potabilă. Da? Deci, bun, asigurăm acea apă de uscat, dar oamenii aceia au nevoie de apă potabilă. Am întrebat și ieri, pompa de la bază este în inventarul primăriei? Deci aparține de primărie acea pompă? Puteți să-mi răspundeți? Ați întrebat ieri, presupun că a zis că știați că nu e apă potabilă, ați primit răspunsul și l-aveți. Ați fost în comisie 3 ore, ați primit toate răspunsurile, adică tocmai, nu veniți aici, răspunsul. Că nu sunt mai interogatorii. N-am primit răspunsul, dumneavoastră n-ați participat la comisie. Continuăm, treceți la următoarea întrebare. Acea pompă este în inventar? Am zis, treceți la următoarea întrebare, ați primit răspunsurile. Știu că de acolo s-au luat analize, se trimit la DSP, ceea ce înseamnă că este în inventar. Eu vă întreb, ați luat vreo măsură pentru a repara acea pompă pentru ca cetățenii de la Vardar să aibă apă? Nu, decât că el a reparat. Pompă. Bă, amendamentul meu de ieri a fost să luăm bani de la... Spuneți acum amendamentul, să-l notez? Păi, era... Eu n-am primit amendament. Ideea era, ca până astăzi, contabilă, să identifice suma de bani. Eu am, la unde mai sunt sume de bani? Eu știu că avem aprobat o investiție la Porgenș, la școala veche, unde trebuia să facă o sală de sport. Nu s-a făcut nimic, da? Sport. Suntem în luna septembrie, nu se va mai face nimic până la sfârșitul anului. Acela a fost primul care mi-a venit în cap. Să luăm banii care oricum stau nefolosiți și să ducem pentru a rezolva situația oamenilor de la bază cu apă. Acesta este amendamentul meu. Haideți, vreți ca să îți formulez. Deci amendament... Suma de... Contabilul trebuie să-mi spune ce... care sunt banii. Eu nu sunt contabilul primului. Deci vin cu se vine cu tot fel de idei în ședință, să dea vine la cameră, restul, adică bă, nu ies că dacă pompa este dusă și restul la lăsați pe ceilalți să vadă dacă se poate. Ați găsit, aduceți varianta care este legală și corectă și care poate pune la discuție apă potabilă. E să reparăm pompa ca oamenii să aibă apă, doamna. Nu este apă, nici acolo nu este apă potabilă, să fim serioși, că nu este apă potabilă, știți? Dacă ați fi în comun, ați vedea că la fântâni și la toate alea sunt trecute peste tot, s-au pus, nu este, apa nu este potabilă, că asta este situația în comună, da? Și nu asta e calitate de primar, când știți că nu aveți apă potabilă în comună, știți că legal aveți dreptul să aveți această obligație de a asigura apă potabilă cetățenilor? Da, ați spus, am notat ce ați spus. Ea a râs funcția pe care o deține și așa cum îi place dumneavoastră să spună, respectul și prețuirea pe care o arată cetățenilor. Cam aceasta este. M-aș citat? Eu mi-am încheiat. Dacă îmi permiteți, odată ce o dus pompa aia la reparație... Eu vreau să o spun în alt mod. Tot așa, era vorba de apă potabilă. Noi, bazinele alea, o să cărăm apă nepotabilă. Apă pentru uscat. Normal ar trebui făcut ceva pentru fântâni să... Pentru apă potabilă e problema. Poate ați văzut care sunteți că se duc mereu, se au curăță mereu. Nu suntem încă la nivel, deși de la ei luăm tratamentele, am luat și noi separat. Nu suntem la nivelul în care să putem spune că apa este potabilă. Nu, că apa e aceeași pe care am băut-o și noi când eram copii, dar acum sunt alte criterii de a măsura calitatea, de a verifica calitatea apei. Nu înseamnă că dacă oamenii beau apă de acolo, chiar nu știu că așa am băut și noi apă. Dar, din punct de vedere... Bine, oricum este mai efectat la zilele noastre. Dumneavoastră ați văzut că noi curățăm acele la fântâni, punem soluții pentru a le curăța. Deci facem tot ce ține, că nu ajung la nivelul în care DSP-ul strict la criteriile pe care le-au ei să ne poată da aviz, e altceva, da? Alo, da? Mai e cineva care ține spune de lucru? Eu am și eu să trec ceva, dar n-am mai împăcit. Da? În de-a lungul timpului
în anii precedenți s-au luat foarte multe sume din banii din excedent sub formă de împrumut. O venit vreo leuță înapoi. Anul trecut, la sfârșitul anului, s-au restituit din excedentul anului trecut, că au fost așa cheltuieli, cu bani necheltuiți. De ce spun? Cum sunt ăștia acum, care au fost puși la salarii la capitolul administrației, 100 și ceva de mii, rămâneau necheltuiți, se duc în excedent. Ce s-au reîntregit excedentul anul trecut? Iar noi, în timpul anului, am luat și bani cu hotărâre definitivă. Vedeți că sunt în decursul anului, am făcut hotărâri și utilizarea definitivă din excedent. Și sub formă de împrumut. Cei care sunt cu utilizare definitivă, dacă nu avem de unde să-i mai ducem înapoi, nu se mai duc. Dar dacă sunt bani în excedentul anului respectiv, se duc înapoi. Dar asta la sfârșitul... Nu știu dacă se vor duce, dacă s-a adus înapoi. Pentru anul trecut s-a adus. Bine. Că dacă nu se duceau, nu aveam de unde cheltui acum. Deci anul ăsta s-au cheltuit, dacă ați observat, majoritatea investițiilor care s-au făcut anul ăsta sunt din banii din excedent. Terenul de sport, terenul de joacă, doamna primar, nu știu. Cam majoritatea. Sunt banii s-au dat sub formă de împrumut dacă s-au întors înapoi în excedent. Da. Toți banii care s-au dat sub formă de împrumut s-au întors înapoi până în prezent. Nu avem sume, am primit inclusiv cum am dat pentru post, pentru că s-au primit banii înapoi. Ce mai avem de primit, de exemplu, noi am prins acum când începe modernizarea, deja au adus echipamentele. Când începe, știți, am prins banii de la noi și după aceea îi primim de la minister. De regulă, știți că în luna august, de regulă în luna august, guvernul face rectificare la bugetul de stat. Deocamdată nu s-a făcut. Dacă se face în cursul lunii astea, septembrie, vedem dacă se face în plus, noi avem obligația de a solicita în scris toate sumele astea care le-am cheltuit să ni se restitui de la rectificarea de buget. Dacă se restitui, că așa s-a procedat în anii din urmă, s-a restituit. Am solicitat 5-6 miliarde, mi s-au dat 2 sau 3 miliarde. Și am reîntregit. Noi acum, dacă se rectifică bugetul de stat, sigur, Consiliul Județean, Prefectura, Direcția de Finanțe ne solicită sumele necesare pentru rectificarea de buget. Și noi atunci o să comunicăm suma care am cheltuit-o pentru gardul de la școala Răcătău, de Sohodor, terenul de sport de la Recea. Deci care au fost banii noștri, noi ne solicităm banii înapoi. În cazul dacă rectificarea este pozitivă, e bine. Dacă bugetul de stat va fi în minus, rămâne să utilizăm sumele noastre. Vedem atunci. Supunem la vot, supunem amendamentul domnului Budeu la vot. Budeu. Da. Da, ăsta cu investiția și cu... Investiția, da. Cine este? Deci e vorba de modificarea articolului 2.2 din așa, în care a spus așa, de la capitolul 5101, suma de 55.000 urmează a fi împărțită la capitolul 5101.03.20.01.05.38.000 pentru carburant, la capitolul 5101.03.71.01.30, suma de 17.000 pentru achiziția unui rezervor pentru motorină. Asta era amendamentul pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, că pe proiectul ăsta suntem. Spuneți la vot amendamentul domnului Budău. Cine este pentru? Avem împotrivă? Avem abțineri? Doamna Nonuț, n-am văzut abținere. Domnul Boboc, n-am văzut, erați pentru, da? Deci avem 12 pentru și 2 abțineri, da? Amendamentul a fost aprobat. Domnul consilier Dămoc, ați spus că vreți corectureți un amendament. Puteți să-mi-l formulați ca să putem să pune la vot? Nu cred că este cazul, domnule. Stați un pic să vă zic eu. Dacă o dus pompa la reparat, înseamnă că sunt bani de reparații undeva pus. Trebuie să o aducă, da. Oare ce sumă să spunem acum?
Ce sumă să spunem? Că facem amendament. Când s-a dus la reparat? Tocmai ce ni s-a spus că nu există, că acolo nu e apă potabilă și că nu se pune nicio. Da, da, pompa e dusă la reparat, ce nu înțelegeți? Da. Haideți să trecem peste. Așa săptămână și ceva de când. Și dacă e dusă la reparat, înseamnă că contabilul știe că dacă o să coste exagerat, dar cât poate să coste o pompă? Nu, dar problema este altceva, domnule. Dar cu ce sumă? Noi pompa o reparăm, domnul Budău. Păi, dar problema este că nu este apă. Păi tocmai de azi bani. Este apă în fântână, deci nu este problema pompa. Pentru fântână, să spun eu. Ieri s-a discutat cu totul altceva, nu de reparat pompa, s-a discutat de deforat, de la mai mare adâncime. Doamna Savi, care e de acolo din zona, am discutat treaba asta. Am zis că acolo era doar la 3 metri apa. Acolo trebuie făcut la mare adâncime, găsit soluții, de a zic, oamenii să aibă apă. Ce soluția trebuie aprobată, investiția, domnul profesor, știți foarte bine lucrul ăsta, după aceea se poate aporta bani în buget. Acesta cu bazinele este pentru o perioadă scurtă de timp și să fie imediat. După aceea, exact, m-am și cu apa. Chiar înainte de ședință am avut discuție cu domnul vice, tocmai pentru forat. Ce am mai găsit noi, știți foarte bine, doamna Sabin, că nu au societăți, nu au și noi nu putem ca primărie să facem contract cu ei pentru a fora. Și căutăm varianta cea mai bună ca să fim și siguri că este apă acolo, că pot să, la un moment dat, izvoarele să nu mai fie, nu? Și degeaba să, că nu mai există acolo. Dar apele române au o hartă cu izvoarele și oricum la secetă asta, deci, logic, nu acest pleșme, asta este de durată. Deci, să înțelegi, oricum, luna aceasta și nu peste mult timp o să avem din nou ședință și o să vedem atunci dacă găsim societate pentru forat. Pentru că o să vine microbuzul și atunci de la școala, care a făcut la școala Arcătău, care a furat bazinul, pompa, nu poate fura. Trebuie investiții. V-am zis, în ședința următoare, care nu o să fie peste mult timp, pentru că nu microbuzul și trebuie să intrăm în hotărâre de Consiliu Local și pentru microbuz, pentru cum o utilizăm, atunci o să avem discuții pe acest subiect. Pune la vot, dacă nu mai e nimeni, proiectul numărul 2. Cine este pentru? În formă amendată, da? Un amendament. Împotrivă? Împotrivă. Abțineri? Avem două abțineri, da? Domnul Tănor și domnul Aminat. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectului de investiții construcție magazie lemne care se deservească școala din Teodor în comuna Urgeș, județul Bacău, satul primar Temea Luminița. Dăm cuvântul doamnei Zima. Cred că mult nu este de spus în această privință. Trebuie magazie pentru lemne, că centrala este pe lemne, trebuie construită. Acum e de principiu avizul pentru am întocmit documentația și după aceea venim în fața dumneavoastră cu suma necesară. Dorești cineva să înscrie cu acest subiect? Domnul Bobo. O întrebare aș vrea eu. Spune că va deservi școala gimnazială din satul Solodor. Și unde va fi construită magazia asta? Între locul de centrală și școală, dacă v-ați dat, este o porțiune destul de mare între centrală și școală în spate pe gard, este locul de magazin. La școala nouă. Eu nu sunt împotrivă, am fost și eu de m-am uitat acolo, doar. Este, uitați-vă, v-am zis. Acolo nu e spațiu nici de închisoare, dar de la închisoare trebuie mai mult, că dacă nu cer, ați văzut bani de la daune pentru că au stat în condiție. Trebuie mai mult la închisoare spațiu, la centrală. Nu-i spațiu. Doamne, nu sunt răutăcios. Eu vorbesc bine, doamne, n-are un sânt capul copii în curtea acolo și un magazin și toate ce trebuie. Mai e cineva care... Eu sunt de acord că ar vrea o magazie la Sodor de lemn, că trebuie, da? Nu știu unde o să fac. Dacă se găsește sus, se câte toată, da. Cum? Nu, dar n-are cum să meargă doi cu bicicleta la stângă și la dreapta. Atât, domnul Bobo? Atât. Domnul Dămo. Mulțumesc. Domnul Bobo are dreptate. Spațiul nu că e puțin. Conform normelor de construire a unei școli din România, școala sub Bodo nu respectă niciun caz, nici pe departe. Da? Deci, normal, trebuia un număr de metri pătrați spre relevă. S-a construit cum s-a construit. Acum, trebuie să găsite soluții pentru construcții, pentru teren de sport, pentru probabil că în 5 ani le vom face pe toate. La cum e lucrurile, cam așa extindă.
Doamna primar, spuneți-mi un cost estimativ, cât, cam cât credeți că o să poate aceasta? Ce sunteți? Mai ceva decât caragiozi. Păi cum puteți să mă întrebați costul dacă zicem documentația? Dar eu nu lucrez ca dumneavoastră în construcții, nu sunt specialistă, nu pot să dau prețul. Cum puteți să puneți asemenea aberații? Și domnul Bobo, acum ajung la dumneavoastră, domnul consilier Dămoc nu era consilier pe vremea aceea. Când s-a achiziționat acel teren pentru școală, întâmplător sau nu, de la familia domnului Țurcan, care era primar la ora aceea și dumneavoastră erați consilier, n-ați luat în calcul că terenul nu ajunge pentru a construi o școală în care metri pătrați să fie PLL, cum se spune? Știți foarte bine că noi nu mai putem cumpăra teren nici în stânga, nici în dreapta, celei în spate, da, pentru că sunt acte și special a fost lăsat așa terenul, în stânga și dreapta, pentru că terenul aparține unor defuncți acum, cu moștenitori care sunt împrăștiați în toată lumea și e foarte greu să găsim. Deci ar fi trebuit să fiți ultimul, dar se pare că nu dăm. Nu vreți să vă dau un răspuns. Nu vreți să vă dau un răspuns. Ba, cum să nu? Eu am ocupat o funcție din consilier. Ați votat. Și domnul Țurcan făcea din capul lui așa cum faci și dumneavoastră. Dumneavoastră nu era jurist pe vremea acolo, a trecut o urtie ca să nu treacă pe sub nasul matale, nu răspundeai matale pe funcția matale de jurist. Dacă corespund din locul acolo, bă, trebuie bine un consilier care am manevrat și eu cum îi manevrați pe ăștia 10 acum. Da. Așa era manevrat și trebuie să zic cu el, după de apa. Aparatul propriu duce la îndeplinire și hotărârea Consiliului Local. Ei, dar da. Hotărârea de Consiliul Local vedea... Rămâne valabil așa cum zici și mata. Da. Mai aveți, domnul? Da. Eu mă aștept să coste probabil alte câteva zeci de mii de euro, pentru că așa cum Harald e... Eu nu știu de ce am pus întrebarea, că nu știa sub. Așa e, pământul a fost donat, domnul... Așa cum Harald aici a costat peste 80.000 de euro reparația, așa cum gardul actual care se construiește la Sopodor costă 35.000 de euro fără TVA. Și eu vreau să vă întreb dacă pentru magazia asta de lemne ne cereți acord de principiu pentru gardul de la școală, care e situația? Nu, degeaba nu. Consiliul Local a aprobat această investiție și indicatorii, inclusiv indicatorii tehnico economice. Tot ce trebuie ca să fie dosarul complet și să fie conform prevederilor legale este în regulă. Atât am avut de sens. Aici cineva? Dacă nu mai este, să punem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Avem 12 voturi pentru și 2 abțineri. Domnul Dămoc și doamna Lungă. Nu se trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul municipale în municipiul Bacău și două de comune împrătoate, numărul 1211-4003 din 6-5-2021, inițiator primar, doamna Temea Lunița Dreadă. Îmi dau cuvântul domnului secretar, care e mult mai în măsură, ca mai da, am discutat cei de la Soma. Cu cei de la ADIS și cei de la Soma, actele aveți în spate toate explicațiile, inclusiv fișele de fundamentare prezentate de către SOMA către ADIS. Pe acele fișe de fundamentare aveți diferențele de costuri pe uman, pe carburant, pe... sunt detaliate. E o realitate că toate costurile au crescut. La ora, costurile inițiale se raportau la valorile de preț din 2019. Acum, raportat la inflație și la toate costurile care țin de activitatea de colectare și depozitare a deșeurilor, aceasta este varianta care a prezentat-o operatorul către ADIS. Aceasta este varianta care a fost supusă pe un act adițional spre aprobare către cele 22 de comune limitrofe. Este cineva să se înscrie? Eu ar vrea, domnul Bobo. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Apropo de acest act adițional, din societatea asta care se ocupă cu deșeurile, cu gunoaiele, suntem nemulțumiți până la capătul lui. Adică să le mai dăm un rest din bani, că ne-au lăsat cu gunoaiele de o săptămână, nu vine să ia gunoaiele la noi. Deșeurile de astea dorm mai mult hârtie. N-am văzut nimeni, să colecteze nimic. Din pe nicăieri. Deci e făcut de ochii lumii ca să ia cineva bani, o scurgere de bani.
Și totul cresc plăcile și contractele fără să fie eficient din nimic. Domnul consilier, eu nu vă contrazic opinia, dar ca idee trebuie să înțelegem care este realitatea. Ce serviciu trebuie să fie asigurat de cineva? Noi suntem în ADIS, există un contract cu SOMA. Dacă nu semnăm la adițional și nu ne convin prețurile, trebuie să găsim pe altcineva. Nu știu dacă cadrul legal ne permite la ora asta, dacă există altcineva. Țineți minte, cred că cât a durat numai procedura de licitație. Știu că începuse undeva înainte să ajung eu aici și s-a terminat undeva... Deci... Nu, și mai e o problemă. A fost... să nu punem prea... Spuneți-mi asta dacă nu vin și ridică gunoiul, mereu. A fost săptămâna aceasta, pe Sohodor, a rămas o restanță, drumul principal, nu s-au ridicat, să fim corect, că nu s-au ridicat, inclusiv pubelele pentru deșeuri plastice și toate și celelalte, s-a defectat mașina și n-a mai putut să ia centru, strada principală la Sohodor. Haideți să nu exagerăm pentru o situație care oricui se poate întâmpla și asta, dacă se strică mașina, ce se întâmplă? Să spuneți că nu se ia gunoiul niciodată. Deci am venit când am pus de strică să nu strică. Și ce faceți? Veniți domnul consilier, ca să nu spuneți că vă pun o procură și nu vă las să veniți în consiliul local. O cumpărați și vă uitați la ea. Haideți, lăsați-l să vină domnul consiliere. Nu, la aia, domnule, la aia să le cumpărăm o mașină nouă. A, asta e altceva. Dacă vreți să le faceți astfel o donație, eventual, da? Vine doamna, că e direcție de doamna. Domnul secretar, după ce termină benzina, sau dacă a terminat. Deci, prin scumpirile astea, prețul se va reflecta și în, la populație? Automat. Automat prețul se va reflecta, pentru că se ia altă normă de facturare, vă dați seama. Și acum, da. Știți foarte bine că scumpiri sunt de la apă până la energie și tot ceea ce... Suntem populiști și noi facem un proiect de lege prin care subvenționăm. Mărim subvenția ca oamenii să rămână cu aceeași cifre și noi plătim diferența. Mai general, mă dorești? Păi nu. Dacă bugetul va suporta... Nu, dacă bugetul, nu. Nu, propuneți dumneavoastră ce proiectul subvenționare. Trebuie să găsim banii. Păi găsim. Da. Dar de trei, după aceea trebuie să le aruncăm bani peste tot, numai în sud de defensabilitate. Suntem plini. O să cadă de la Brulele, o să iasă singuri pe hol. De sud de defensabilitate. Bani sunt. Cum să nu găsim? Ca să ajutăm cetățenii, domnul Budău. Să subvenționăm diferența. Păi vă dați seama, e un milion și ceva la tonă. În următoarea ședință, de, acu de regulă, mă iertați că și eu intervin așa, de regulă, noi trebuie să aprobăm actualitatea nu este numai pentru noi, Gorgești, sunt pentru toate cele 22 de comuni. Iar tarifele astea sunt aplicabile pentru cele 22 de comuni. Nu putem noi acum să spunem, noi nu suntem de acord cu asta. Păi, din 22 de comuni găsim noi care... Trebuie să ne spânzurăm de nevoie. Da, normal. Asta este proiectul, hotărârea ADIS-ului, adică noi suntem într-o asociație, ei au hotărât modificarea tarifelor. Și noi trebuie să fim de acord, pentru că ei au hotărât și noi... În cazul când nu suntem, ei nu ne obligă să fim de acord. În cazul când nu suntem de acord, trebuie să găsim noi altă posibilitate. Așa cum a spus domnul secretar. Și atunci ce facem? Că ieșim din ADIS, mai stăm și noi 7 ani ca să găsim o altă societate, să licităm, să facem și asta. Nu știu. Iar dacă aprobăm de regulă, dumneavoastră în următoarele ședințe veniți cu propunerea ca această modificare de preț să nu fie suportată de cetățeni, să venim noi bugetul local, să mărim subvenția dacă este posibil. Dar așa aia, subvenția este într-o încadrată cu conform unor prevederi legale și nu știu dacă se poate. Trebuie să studiem din punct de vedere legal, dacă noi putem mări puțin subvenția. Dar să mărim, dar nu le dăm bani, nu le cerim. Eu, deocamdată, eu zic că eu sunt personal, sunt de acord cu acest proiect de hotărâre și vin chiar cu propunerea în Consiliu să aprobăm. Să aprobăm pentru a nu staționa, să pățăm și noi ca la București, să stăm cu... Nu compara, să știți ce s-a întâmplat la București, fiți... Dar în momentul, dintre rupii... La București duceau prea mulți bani și... Da, așa e, dar... Nici noi, dacă nu aprobăm actul adițional, se întrerupe ridicarea de...
Ce bunuri. Te justifici? Cum se abțin la urmă? Pe ce faceți? Stă da, domnul de loc, aveți cuvântul. Convingem cum se abțină mai bine? Da. Problema actelor tradiționale e veche și o știm de la 6 ani de zile, cel puțin. Și justificările la fel sunt aceleași, trebuie să votăm pe dacă nu rămâneți cu noi. Toate lucrurile astea le știm. Întrebarea e ce facem noi pentru ca cetățenii să plătească mai puțin. Și răspunsul nu este că trebuie să subvenționăm, așa cum spune domnul Budău. Nu eu, cât l-am spus și... Nu, domnul Budău, soluția este facem sesizări la mediu, să dăm amenzi și gata, am găsit soluția. Ce mai stăm să convingem? Eu nu știu, vă chimiți să convingeți să voteze... Domnul președinte, vorbește cineva peste cuvântul meu și o să vă rog să... Se bâzie în partea aia. Și eu care am zis că am o voce așa stridentă din asta. Soluția este ca noi să ne o dată pentru totdeauna să facem și educație cu cetățenii să colectăm selectiv. Ieri m-am uitat pentru graficele de colectare, colectăm undeva la 10% reciclabil, ceea ce este nu puțin, este foarte puțin. Da? Deci, practic, noi nu existăm la reciclabil. Problemele sunt multe. De la faptul că nu se face acea educație din partea verificat, copilele văzut cine și cum aruncă. Și faptul că se vine o singură dată pe lună este un inconvenient. Este mult prea puțin să vii o dată pe lună ca să ridici omului plasticul. Păi cubela aia de plastic și cu carton și plastic se umple după prima săptămână. După aia omul ce face cu ea? Le duce la râpă, că asta e mai ușor. Asta trebuie să discutați în artist, doamna primar. Să găsiți soluții pentru ca acel selectiv, poate mașina, să vină mai des, pentru că odată ce ar veni mai des, ar veni mai rapid pentru celălalt tip de deșeuri. Avem compostoare alea care stau în magazin aruncate de ani de zile. Da? Deci sunt primării care asta fac educație cu cetățenii, informare. Dar noi nu se vrea, dar noi dăm bani de la bugetul local, spune miluita. Și că spune doamna primar de amenzi, da, de 5 ani de zile cu vorbă bună, dar cu vorbă bună nu merge. Mai aveți ceva pe scopul ăsta ca să mă duc, mai am ceva treabă și mă întorc la ceva. Asta e situația. Pentru educație, chiar aș veni... Că ne abținem când vedem că nu se face nimic în concurs. Eu aș veni cu propunerea pentru educația cetățenilor, tot urmează apoi Consiliul de Administrație a școlilor, sunt ceilalți consilieri ocupați în consilii, dumneavoastră nu sunteți ocupați în acest consiliu, să vă ocupați de educația cetățenilor, mai ales că aveți cunoștințe de la mediu, că ați fost pe acolo, spuneți ce ați învățat, le transmiteți cetățenilor și apoi toată baza pe dumneavoastră. Deci o să vin și o problemă asta, consilierii, cel puțin cei 10 care fac numai ce le spun eu, așa în ghilimele, să votați ca domnul Dămoc consilier să facă educație cu cetățenii privind salubritatea. Discurs la... Ca să nu zic la niște, da? Nu, dar de ce? Adică dumneavoastră, dacă faceți educație cuiva, e luat la mișto? Nu se poate așa ceva, eu... Domnilor, și să vă mai spun, întâmplarea a fost cu mașina, dacă s-a stricat, s-a stricat, ce să-i faci cu acum? Dar întâmplări este și la unii să dă ora exactă. Acolo e mai periculos ca la noi. Acolo a fost luni de zile care nu s-a luat în sectorul 1 cu noi. Și tot, dar la noi dacă s-a întâmplat acum și trebuie să ne răsculăm chiar tare. Asta de ei, a trecut totul. Săptămâna trecută care a fost, a venit și a luat deșeurile alea, tuberoanele alea galbene. Restul a rămas. Dacă s-a defectat mașina, ce zi mai? Asta e s-a defectat. Nu a vrut cineva ca să se întâmple treaba asta. Dacă nu mai e ceva, am mai văzut, scuzați. Mai este cineva vrea să ia cuvântul? Să punem la vot proiectul de patru. Cine este pentru? N-am văzut domnul Bobov votul. Nu sunt pentru domnul. Deci gata, am văzut. Împotrivă avem două voturi. Nu văd două voturi, da? Și abținere? Domnul. Deci împotrivă avem pe doamna Lunuț și domnul Bobov. Și abținere pe domnul Dămoc, da? Trecem la proiect. Avem 11 voturi pentru. Proiectul numărul 5.
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Urgeș, județul Bacău, în Consiliul de Administrație ale Școlii Gimnaziale Urgeș, Răcătău, județul Bacău, inițiator primar, doamna Temea Lumeț Adriana. Dăm cuvântul lui domnul secretar. Proiectul numărul 5. E vorba de proiect de hotărâre pe care în fiecare an îl votăm. Dumneavoastră, astea s-a mers ca variantă de reprezentant, s-a mers pe cea de anul trecut. Cred că ați remarcat lucrul ăsta. Noi trebuia să prezentăm un proiect care să fie complet. Da? Acum, dacă există amendamente care vor fi votate de Consiliul Local privind alte persoane decât cele deja nominalizate în proiectul de hotărâre, le aștept să le notăm și să punem la vot. Cred că alte lămuriri cu privire la reprezentanții în Consiliul de Administrație al școlilor, nu cred că trebuie să mai dau. Toți consilierii de față știu despre ce este vorba. Dorește cineva să scrie cum are acest subiect? Domnul Velea, da? Mai e cineva? Domnul Dămoc? Aveți cuvântul, domnul Velea. La cred că am avut să discut o problemă chiar dimineața înainte să ajungă aici. Am fost sunat domn director, dacă tot fac parte din Consiliul de Administrație, și m-a rugat să întreb dacă se dă drumul la școala nouă acum. Spunea domnul director că mai trebuie să ceva acolo, pietrele, mai sunt multe lucruri care nu sunt. La școala nouă? Da, la școala nouă. Acolo ține de ei să-și facă clădirea cu pietrele. Înseamnă că mi-a sunat degeaba. Da? Mi-a sunat degeaba și mi-a să se întreba. Deci ce ține de repart, tot ce fac ei, ce vine pe investiții, facem noi primăria, restul iau banii pe elev, au sumele pe care inclusiv le-am dat noi de la Consiliul, de la bugetul local către... Probabil că dacă se dă drumul cumva la școală, săptămâna care vine sau mai durează. Noi am vrea de la calon să înceapă. Mm. Și ar mai fi o problemă a doilea... Nu, chiar când am fost chemat ședință la ședință la școală, mi-a rugat profesorii dacă nu s-ar putea face ceva cumva cu terenul ăla de joacă, să fie pus un copil, ceva, ca să, la o clasă anume, să stea acolo în timpul orilor, spunea că face gălăgie și îi deranjează pe profesor. Că cum să luăm un copil din timpul orilor să vină să pățească ceilalți? La primărie, cineva. Adică să fie angajat primărie să stea... Eu am spus de alianța profesorilor. Da, îi ține să... Tocmai că sunt cadre didactice, au... pregătirea necesară, să știe cum să cunoscuți copiii, dar trebuie cum să stea cineva să cunoscuți. Deci în programul de școală nu au ce căuta ceilalți care nu sunt la școală, în afara programului, în curte. Da, dar asta ține de identitatea școlii, cei de acolo. Da, nu cred. Ceea ce spun cineva, cine este adevărat competiți, pentru că școala nu cere locuri de joacă în centru. Școala este o instituție. Dumneavoastră, când ați terminat programul la primărie la ora 5, încuia sporțile. Era vorba de... De locuri de joacă. Locurile de joacă pe perioada când școala funcționează. Da, da. Locurile de joacă pe perioada când școala funcționează. Copiii care fac ora de sport, pot fi administrate de către cei care au pe teritoriu școala, are locul de joacă, pot interveni. Aceeași problemă avem și la Horgeș. La noi în curte, dacă apare vreo problemă în curtea primăriei, intervenim cei din primărie. Iar nu au cerut cei de la școală locurile de joacă, nu știu de cum aveți informația asta, eu nu am. Nu, eu am. Profesorii sunt foarte nemulțumiți, pentru că sunt elevi care pleacă de la ore, sunt acum nemulțumiți la momentul la care s-a aprobat și s-a așa. Nu știu dacă mai erau nemulțumiți. Deci pleacă de la ore doar pentru locul de joacă, doamna. Nu pleacă de la ore doar pentru locul de joacă, dar pleacă de la ore. Profesorii sunt foarte nemulțumiți. Care vin de la Bacău, care profesori sunt nemulțumiți? Nu stau aici cu copiii, înseamnă. Păi trebuie să faci educație copilul la școală în așa fel încât să înțeleagă copilul că nu are voie în timpul orelor de curs și dumneavoastră ați fost elevă și eu. Parcuri, eu am făcut la oraș unde sunt zeci de parcuri, dar nu însemna că trebuia să închidă parcurile ca eu să nu mă duc să chiulez de la școală. Nu, doamna primar, dar nu în incita școlii. Dumneavoastră le-ați dat inclusiv în incita școlii erau de la grădinițe. La grădinițe, acolo este pentru deci erau că am făcut acolo. Bine, am... Da,
Nu, nu este rău că ați făcut acolo, nu este rău că ați făcut, nu v-ați personal. Am putea să ne mutăm în altă parte, am putea să ne mutăm în parc. Haideți să trecem peste că vă dați seama, a fost montate, deci nu mai e. Domnul Dămoc, aveți cuvântul. Nu sunt date, nu sunt. Amendamentul meu era, este cel care l-a făcut și anul trecut. Mă propun la școala gimnazială pe un loc domnului Bucnaru. Da. Stați să fie. Locul lui Bucnaru. Domnul Corba are dreptul să propună un amendament. Lăsați-mă să-l notez. Ați spus la școala, la școala Răcătău, da? Niciodată mi s-o cer la Horgeș, nu știu nicio. Nu vreau domnul la Horgeș, nu știu nicio. Mai face schimb domnul de la. Are atâtea de transmis domnul Budnaru, consideră că nu și-a terminat încă... Schimb de mame ar trebui. Poate să schimbă ceva. Mai aveți domnul? Deci amendamentul este înlocuirea domnului Butnaru din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Răcătău cu domnul Dămoc Claudiu, da? Da. Așa l-am. Spuneți la vot amendamentul domnului Dămoc. Voturi pentru. Trei voturi pentru, da? Împotriva? Deci eu șase. Și abțineri? Nu văd votul doamnei Albeiu deloc acolo. Vă abțineți dumneavoastră? Da. Deci o abținere doamnei Albeiu, da? Amendamentul este respins. Punem la vot proiectul numărul 5. Cine în forma inițială, da? Cine este pentru? Împotriva. Și pe spocare în 3 abțineri am văzut că domnul Boboc nu v-a văzut abținerea, da? Domnul Budnaru, știți că sunteți în stare de incompatibilitate și funcția pe care o dețineți? Cum? Pe explicat. Eu m-am spus. Vă îți faceți sesizare cum mi-a făcut mie la ani? Ce crezi că strurează? Spuneți, domnul, de ce? Păi face, nu mi-a făcut și mie, ce? De ce? Că sunt profesor în școală? Păi, nu, domnule, se referă la ce? Studiați legislația. Crezi că nu studiază de noi de ani de zile? Da, că ești tu. A zis că m-a prins pe mine cu picior greșit atunci cu două ședințe și m-a băgat la ani așa cu procese și acum a zis ce lovesc în toți. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Horgești în Comisia de Evaluare și Asigurări al Calității Educaționale al nivelul școlilor gimnaziale Horgești, Răcătău, inițiator, primar. Domnilor consilieri, ați observat este un proiect de hotărâre în care se asigură calitatea educațională la nivelul școlilor gimnaziale Horgești și Răcătău. Vă dați seama, eu așa am considerat și te spun că sunteți în asentimentul meu, mai bună persoană reprezentată a Consiliului Local în asigurarea calității educaționale la nivelul școlilor nu poate să fie decât domnul Dămoc Claudiu Istine. De aceea a venit ca primă propunerea mea pentru școala Horgei. Aș fi pus și la Răcătău, dar nu știu dacă făcea față cu totul, dar mai învață doamna Sabin de la dânsul și o să meargă totul ca pe roate, în comun. Dacă cine dorește să scrie mare acestui proiect? Domnul Dămoc. Aveți cum, domnul Dămoc. S-a spus că s-a înrestat varianta de anul trecut. Eu anul trecut n-am fost. La fel am refuzat după ce mi s-a refuzat. Nu v-am descoperit calitățile ulterior. De asta v-am trecut acum. Lăsați circul, doamne. De circ toată lumea să spune. Deci ce spun de bine e circ? De dumneavoastră tot ce e de bine e circ? Așa, dar vă rog să propuneți pe altcineva. Eu personal nu am venit cu propunerea și presupun că cei 10 consilieri care votează cum vreau eu, rămas, nu? Așa o să zică și dâns și la, mai ales la câtă teorie ne-a ținut acum cu educația, nu cred că există consilieri. Da, dar știți, dacă mă puneți aici, eu după aceea trebuie să fac adrese pe la ministerul, să vă închidă școlile și nu pe ok. Faceți, aaa, pe ce, ați terminat cu mediul ăla că luați pe Ministerul Educației. Nu,
vorbim serios, nu e normal, zic, să pui pe cineva fără să discuți în prealabil și să... Am mai avut discuția asta, așa ai trecut. Da, dar știți foarte bine... Nu, dacă îl propui, legal. Nu vrea, dacă nu îl propui, vrea. Primar, dar acolo, de ce nu accepta să iei propunerea într-un consiliu de administrație a școlii, unde se... Pentru că acolo așa, am considerat... Așa l-a impresit ca să vadă lumea, că nu știu ce, că l-am propus lumea și lumea, deci e uimită toată lumea când vede că l-am propus. Cum se poate, Doamne? Da, deci în concluzie... Propuneți un amendament, da? Eu propun amendament, eu mă retrag din funcție, deci nu accept funcția. Face o propunere. Proiectele de hotărâre sunt aprobate, respinse sau amendate. Așa e cadrul legislativ, domnul consilier. Da, amendamentul meu este de înlocuire. Înlocuirea dumneavoastră, da? La Horgești este domnul, da? Da. Spuneți la vot, am. Aici cineva? Domnul. Inițiatorul trebuie să propună pe altcineva. Mai nu, ca să propună inițiator pe altcineva, trebuie să avem un fil legislativ pe proiect. Adică amendamentul dumneavoastră de înlocuire să fie aprobat de Consiliul Local. Cine a fost anul trecut reprezentat? Haideți să vă dăm amendamentul, mai contează cine a fost anul da. Trecut. Votați amendamentul. Așa, domnule, dumneavoastră să credeți dumneavoastră înlocuit cu doamna Albeiu, da? Vă propuneți, da? Supuneți la vot, domnule. La vot. O să fii votat de fără să fii studiul ăla. Să fii în Consiliul Profesional de aici, de la Morgeci. Matali, n-ai auzit despre cine? E Matali, e de acord? Nu, asta a fost. Da, ai fost unul, da. Nu, dar nu a spus că ați fost trecut, l-am trecut. Haideți să supunem pe vot. Da, cine este pentru? Voturi pentru amendament. Pentru amendament. Domnul Dămoc, doamna Nunuț și domnul Boboc am văzut la pentru, da? Dacă nu vreau un mic suport, nu mă știu că sunt persoană pe funcție. Împotrivă? Voturi împotrivă. Domnul Prisecaru, un vot împotrivă. Și abține. Abține. Vrea domnul Prisecaru. Domnul Prisecaru. Împotriva amendamentului. Abține. Domnul ridicați mâna. V-a spus doamna primar să ridicați mâna. Înjigniți pe domnul consilier, mai ales că acum vedeți că voi ingeți consilierii PSD. Abținerile nu le-am registrat, vă rog frumos să... Nu. Eu la împotriva am unul singur, vă rog să la abțineri, să face prireducere, dar... Abținerea în sine, trebuie să înțelegeți că orice consilier trebuie să aibă un vot, că astea sunt trei variante. Deci, nu, spuneți, la vot. La pentru, nu, la pentru ai avut. La pentru este domnul Dămoc, doamna Nunuț și domnul Boboc. Da. La împotrivă a ridicat domnul Prisecaru. Da, și la abținere acum. Și la abținere. Acum a ridicat. Înseamnă că n-am fost chiar împotrivă. Păi nu. 10 abțineri. Erați... Având în vedere că abținerile se cumulează ca vot împotrivă, amendamentul este respins. Supunem și proiectul, numărul 6 la vot. Cine este pentru? Pentru. Stă la așa. Împotrivă. Și abține. Doar domnul Dămoc abținere, da? Și avem înseamnă că 14 voturi pe el. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urgești, județul Bacău, în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director, director adjunct, inițiator, primar, Temelnuț Adrian. Dăm cuvântul doamnei primar. Domnul
Păi nu, ne-au făcut adresă din nou să dăm, cred că vrea să se prezinte la altă probă. Păi dacă am primit adresă la inspectorat, mai trebuie să facem răspuns. Nu din plăcere am făcut. Este adresa de la inspectorat venită. Nu aveți spate chiar, v-am comunicat adresa, este depus la proiect de hotărâre. Și mai mult de atât n-ați, dacă trebuie să facă parte cineva din localul, este concursul pentru ocuparea postului de director la Răcătăuna. La orice ești este ocupat, domnul director a luat examen. Atât. Nu înțeles. Avem luat de cuvânt primar. Doriți cineva să scrie? Domnul Dămoc. Dacă tot mă apreciază doamna primar, mă propun un amendament să o înlocuiesc, doamna primar, ca să mai iau din sarcină. Aveam liber locul de suplean. Și la dumneavoastră m-am gândit acolo, ați văzut? De asta aș... V-am lăsat cale liberă să vă numiți. Dar vreți neapărat în locul meu? Ocazia asta poate faceți pace. Vreți în locul meu? Sau vreți în locul celălalt meu să mergem împreună? Nu. Ia spuneți. Haideți ca să știm dacă schimbăm ceva, domnul Dău. Eu m-am propus în locul doamnei primar. Deci ca membru propunem pe altcineva. Haideți să propunem pe altcineva ca membru supleant, pentru că domnul Dămoc vrea neapărat în locul meu. Nu știu cât o să, când o să reușiți domnul Dămoc, nici peste 2 ani. Cred că domnul Dămoc vrea să-și retragă amendamentul. Nu își retrage. Cum să-și retragă? E ferm pe poziție, ați văzut. Ține poziția. Domnul Prisecaru, vreți? Pentru că e pe Răcătău, dacă... Și așa zice că nu s-a prezentat. Doar... Nu. Este vorba de membru supleant. În condiții din care membru principal ajunge, să Doamne ferește, nu poate participa din condiții obiective, adică... Da? Atunci supleantul este cel care... Dar am înțeles că și măcar nu va mai avea loc. Dar nu mai este, că nu și-a depus încă. Noi trebuie să dăm răspunsul că ne-am cerut inspector, dar nu este, că nu și-a depus acum. Să mă locui. Deci, doamna Temea, propune un amendament ca pentru supleant să fie numit domnul Prisecaru? Prisecaru, da. Bun, supuneți la vot amendamentul domnului Dămoc. Cine este pentru? Scuzați-mă, am loc, abia acum am ridicat ochii din hârtie. Pentru, când scriam. Avem două voturi, da? Domnul Bococ și domnul Dămoc. Împotrivă? Împotrivă, voturi împotrivă. Zero. Abțineri? Avem 12 abțineri. Amendamentul este respins. Supunem la vot amendamentul doamnei Temea, inițiatorul proiectului. Cine este pentru? Împotrivă. Și abține. Dar domnul Pisecaru să abține, da? 13 pentru. Abținere. Amendamentul este aprobat. Deci, supleant al reprezentantului este domnul Prisecaru. Spunem la vot proiectul numărul 7, în forma amendată cu amendamentul propus de doamna Temea. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu v-am votat pentru. Nu, v-am votat la Petru. Ați ridicat la Petru? Da, dar dumneavoastră supuneți la vot de 7 ori până vă iese. Da, am spus o singură dată. Da, două ori. N-ați înțeles. Acum am supus la vot proiectul în forma amendată. O singură dată am supus la vot două amendamente. Da, așa și acum forma amendată. Am spus pentru și după aia ați spus cine este pentru și încă o dată. Sunt pentru. A, deci sunteți pentru. Înseamnă că singura abținere este a domnului Dămoc. Nu este în forma inițială, este forma amendată, nu în forma, da? Avem 13 voturi pentru și o abținere, domnul Dămoc.
Proiectul numărul 8. Întrebări și interpelări. Nu. Avem cele două suplimentări a unei ordini de zi. Pe care le-a supus și le-a fost aprobată suplimentarea. Da. Asta e. Prima este modificarea programului de achiziții pentru anul 2022 și se aprobă, se modifică programul de achiziții cu introducerea la două poziții. Păi ideea asta, dar nu le am eu. Nu, este... E poziția cu rezervoarele, astea cu rezervoarele. Nu, are, uite, ia-te-i. Introduci poziția 22, achiziții rezervoare pentru motorină. Adică introduci poziția 23, discuții la rectificare, dar da. Știți că programul de achiziții se aprobă în fiecare an și apoi vin completări pe parcursul anului în funcție de ce dorim să mai... Și ce am aprobat la rectificare trebuie să fie și în programul de achiziții. Și asta, nu e altceva. Deci poziția 22 este achiziții de rezervori de motorină și poziția 23 achiziții de rezervori de apă potabilă. Ce vă dați pe rectificare? De potabilă. Dorești cineva să-mi scrie la bun? Păi le-am discutat. Da. Și următorul are legătură că e acela. Achiziția de principiu. Supune la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Avem două abțineri. Domnul Dămoc și doamna Nuț. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu achiziției unui rezervor pentru motorină este ceea ce la fel s-a discutat la rectificarea bugetară. Mai sunt discuții? Aici cineva să scrie? Urești? Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Doamna Nuța, acum chiar n-ați ridicat mâna. Da. Am fost atent. Două abține, da? Haideți să fărțiți. 10 întrebări și interpelări. Mă scriu. Doamna Nănuț. Păi știu că e și domnul Pisecaru după aia. Domnul Gurică. Domnul Pisecaru. Tu trebuie să mergi la poștă de asta să vină. Aveți cuvântul, doamna Nuț. Începusem deja în cadrul ședinței și repet. Domnul profesor, să plâng. Doamna învățătoare de la grupa pregătitoare nu poate susține orele. E gălăgii mari la locuri de joacă. Trecem peste asta. La fel la școala de la Sohodor, locul de joacă, permite foarte mult ca spațiul ăla să fie, incinta să fie deschisă și persoanele din exterior aduc doar numai stricăciuni, sparg geamuri, deteriorează vehiculele, strică locurile de joacă, mai ales școala are probleme cu faptul că acolo se intră când vor ei, nu închis, nu au onorat. Domnul director mi-a spus că la școala Sohodor a primit în a lui oameni de serviciu ca să înceapă să facă curat. De altfel îmi spunea și de perdeni din mobilier, dumneavoastră a spus că nu e de competența dumneavoastră, că e deja treaba școlii. Mobilierul este da, nu este montat. Nu este montat. Da, este montat. Nu este montat. Astăzi o trimis oamenii este de servici. Este montat mobilierul. Nu sunt table toate și alea pentru că să nu-i de cea să le spargă, dar rest mobilierul este montat, doamna. Aveți informația eronată. Ceea ce mi-a spus domnul director, vă trase. Oamenii de serviciu mi-au spus că au spus, muncitorii au spus oamenilor de serviciu că oricum nici nu va fi gata prea curând. Dumneavoastră a spus că care va fi muncitori? Gata. Care muncitorii care sunt acolo. Care adică ce legătură are școala? Că nici locul? Măcar nu i-au primit înăuntru, le-au spus că nu. Au zis oameni de serviciu? Vorbiți cu domnul director. Ce oameni de serviciu? Păi cum, eu cu domnul director vorbesc zilnic.
Domnul director, lucrul ăsta se vede împreună la domnul director, nu facem aici, că se pare că domnul director, dacă este, cum spuneți dumneavoastră, și sper să nu, înseamnă că una discută cu mine și una discută ceilalți. Domnul director mi-a spus, mi-a transmis așa, muncitorii au spus că nici într-un caz că de curând nu va fi gata, da? Ca să poată discuta. Bine, eu cu domnul director am discutat, ne-am întâlnit și ieri și am discutat și astăzi și alte. Da, asta se referea doar la gard. Nu la gard, se referea la școală. Se pare că domnul, dacă spuneți că e așa, eu gândesc că nu, având în vedere că am discutat zilnic cu domnul director problema asta, înseamnă că, da, e altceva, vorbește cu mine și altceva transmite celorlalți consilieri. Da, o să avem discuție și chiar vă rog după să rămânem. Mergem până sus la școală, să discutăm cu domnul director. Absolut nicio problemă. Eu vă spun ceea ce dumneavoastră mi-a spus. Uh-huh. De acum vă rog, dacă reușiți, să vorbiți cu transportatorul de la Cristal, să colerez programul lui cu programul școlar. Da, nu, a rămas să vadă întâi cum e aprobă. Oricum de la 1 octombrie, ca să se face licitație pentru transportul comod de către Consiliul Județean și transportatorul care este actualmente poate sau poate nu să câștige licitația. Și automat să schimbe orarul, să îi impune cineva orarul. Tot atunci, el depune și un program de circulație. Și o să am discut, să spun la Consiliul Județean, să aibă în vedere când se acceptă. Vă scuzați că intervenim, aceeași chestie este și la director. Mi-a zis domnul director, nu să leagă orele de gust, nu ora cum pleacă el, el pleacă mult mai devreme. Deci, și despre asta am vorbit cu domnul director, dar a zis că îmi comunică că era în funcție de nu știu ce program la școală, ce aprobă inspectoratul și urma să îmi comunice varianta finală. Vrea să facă o pauză de 5 minute, se poate. Deci, așteptam varianta finală la domnul director. Am văzut că luați piatră de la podul de piatră. La podul de piatră, în malul ăla, luați piatră de acolo. E periculos, poate dărâma malul ăla. Avem carieră de piatră. La podul de piatră, la drum, cum faceți la stânga ca să mergeți să trăiți așa, da, da, în mal, nu știu cum se numește. Aici... La cetățuie. La cetățuie. Hai, să trebuie cum pot să dărâm ăla. Aveți... Nu s-a luat o cantitate atât de mare ca să pună... Dar e stânca acum. Nu, dar este terenul omului deasupra. Dacă cineva este cu... Nu puteți garanta că se dărâmă sau nu se dărâmă. Acolo se lucrează cu trași deasupra. Nu, dar cunoștințe ceea ce fizică. Și au venit cu fibra optică, i-am spus deja și domnului Vici și domnului secretar de altfel, au venit cu fibra optică și au stricat toate drumurile agricole, deja nu le avem. L-au lăsat ca după război. Nu aveți cum să nu mai vedeți acum, că l-au dat cu discul și l-au adus cât de cât la starea inițială. De la Cruce, de la Cruce și până la Cotarul cu Văleniu. Au săpat și au lăsat exact ca după război, un șanț, un... Sus pe... Da, da, pe toată țarea. Au avut de la... Au avut aprobare, au avut, au respectat o autorizație, e bine autorizație, documente, au obligarea de a duce drumul la starea inițială, acum... Și dacă nu au dus-o, nu poate să-i dragă nimeni la răspundere, nu? De acum, cum a spus și dumneavoastră, dacă s-au reparat? Știți cum fac ei, sunt mișcă atât de repede, după aia pun, domne, pun fibra, paha și domne, vin peste o săptămână. Să uite, văd că drumul e de pământ, ce spun, vin două ploi să repară singur, știți? Nu, dar nu a avut, în urma ploilor, mai tare s-o stricat. Atât. Mulțumesc. Domnul Dudulică. De era domnul Dudulică, ce specialați? Doamna primar, știți că am discutat și personal, dar i-ați dat pe fugă atunci, nu știu dacă ați reținut. Aș vrea să propun pentru școala Răcătău să facem, să căutăm ceva bănuț ca să punem o centrală la corpul B. Sobile alea sunt neconforme, cred că sunt de seamă cu mama, are atâția ani, deci nu scoate fum, aproape că se dărâmă. Acolo nu cred că ar trebui o centrală așa de mare, fiind numai 3 săli de curs și plus toaleta cum ar veni, care este încălzit electric, nu știu dacă îi mai convine. Rămâne așa. Da, știu, domnul pasier. Da, vă rog frumos să aveți în vedere, dacă se poate, când o să fie niște bănuți. Da. Vă mulțumesc. Domnul Dorită. Poți să... Da.
doamna primar, în legătură cu școala de la Sobor, așa după cum s-a spus că n-are spațiul elevii să se recreați acolo, deci trebuie să facă magazia de lemn. V-aș propune să urgentați cu cumpărarea terenului de sport. Că dacă elevii are unde spațiu, dacă se cumpără terenul de sport, să iesă acolo în recreație. Deci, ca să așa va... cum au spus Franti Orbitori, spațiul mic acolo, dacă se mai face și magazia de lemne, dar dacă se cumpără terenul și urgentați cu asta, elevii pot merge acolo la în recreație și și terenul trebuie obligatoriu, că e aproape de școală, cumpărat. Da. Cine râde la urmă râde mai bine, domnule. În sfârșit, doamnă, mă auziți de treaba asta. Mă gândeam că mor și nu mai au. Nu, dumneavoastră, mă râzi pe alții și nu mă râzi dumneavoastră. Haideți să vă spun. Deci noi, primăria, la nivel de primărie, ce țin eu și domnul secretar, suntem, ca să nu ziceți că am lăsat deoparte pentru achiziționarea terenului de sport. Este adresa făcută la Curtea de Conturi, așteptăm un punct de vedere. Deci, domnul secretar, dacă vreți, detaliați dumneavoastră. Noi, pe regulamentul care l-ați aprobat, aveam două posibilități. Cea de licitație publică și cea de achiziție prin ofertare direct. Eu cred că două luni de zile am luat tot ceea ce înseamnă legislație pe tema achiziției de imobile de către UAT-uri, de către autoritate publică și chiar am găsit un răspuns al Curții de Conturi pe tema asta, că există un vid legislativ. Singurile prevederi sunt undeva în codul civil, legea de achiziții publice nu se aplică. Și atunci, pentru a nu mai intra pe o procedură de licitații și având în vedere că singurul teren care este fiabil, am spus să mergem pe procedură de ofertare directă către cel proprietarul terenului. Și ca toți cei de față să semneze cu inima împăcată, am făcut adresă către Curtea de Conturi, am expus situația, am trimis hotărârea să ne dea punctul de vedere. Pentru că în momentul când avem un punct de vedere și care punct de vedere trebuie să ajungă de acum. Să putem cu inima împăcată semna pentru achiziția acelui teren. Ați văzut cu râsul? Da, e frumos, da? Asta e dus cu prieș, așa, ca să treacă și albii. Dacă și-o adresă la Curtea de Conturi și-o răspuns, dacă și Curtea de Conturi ajunge preș, apoi înseamnă că noi suntem sub preș. Cine e la lui politizat tot? Ce mai... Dacă plecăm de la principiul la asta, hai să mai facem. Domnul. Domnule consilier, haideți că am mai fost și ironic și eu știu să poate să mai și greșim. Uitați, mă întreabă cetățenii din Sobotul că a pus o întrebare domnului Vici. Nu știu cât de adevărat, domnul Vici poate să confirme adevărat sau nu. L-a întrebat pe domnul Vici când o să aibă și extinderea de rețele electrice și se poate trage curentul. Domnul Vici și că le-ar fi trimis să se ducă la Ion în grup și cu pancar de gât să facă protest acolo. E așa, domnul Vici? Nu am zis treaba asta, că să meargă cu pancar. Domnule, eu nu știu dacă e adevărat, de-aia. I-am zis că noi avem aprobarea și trebuie să înceapă lucrarea, dar depinde de ei cât ne amân, că nu noi hotărăm. Noi le-am dat totul. Deci nu le-ai trimis la Ion Matare? Nu. La Ion. Nu, la Ion. Acum, unii ce ar vrea să întrebi doamna primar, când ne aud oamenii, cetățenii din Sobor, prin intermediul acestei filmări, când vor avea și cetățenii din Sobor făcută extindere rețele electrice? Când? Doamna primar poate să spună când. Cât de curând. Pentru că sunt niște documente ca să înțeleagă. Toate demersurile pentru a se face extinderea rețea, domnului consilier, le-am făcut eu personal. Atunci eram în calitate de viceprimar. În contrare, dar lucrarea este efectiv și tot contracte, tot ce s-a făcut, a făcut Delgazul cu societate. Deci nu primăria. Primăria, dacă știți și știți că ați votat, vine cu cotă parte la posturile
tot ce înseamnă cheltuieli pentru extindere rețelei. Și există, a trecut prin Consiliul Județean, s-a aprobat că trebuia să, și la Consiliul Județean este hotărârea. Pe vineri mi-au spus că o să iasă de la OCPI ultimele documente și după aceea trebuie să dea ordinul de începerea lucrărilor. Ați văzut, de asta au și adus unele, au adus niște stâlpi acolo și imediat, că rugămintea mea este și eu am mers la ei mereu și am ținut legătura, chiar pot să vă spun că am dus documente între Delgaz și Consiliul Județean personal ca să nu mai stăm prin curiera, prin poștă și prin alte persoane să ajungă cât mai repede. Da? Nu vă pot spune o dată exactă, dar vă garantez că o să înceapă și nu durează mult. Atât, domnul Dăvă. Să întreb dacă este finalizată procedura de înlocuire a lămpilor cu LED în toată comuna. Ați văzut lămpul LED? Ați văzut lămpul LED? Vă întreb. Păi nu, mă întrebați dacă s-a finalizat. Dar... procedura. Eu, m-a întrebat dacă sunteți în sală prezent. Execuția, atunci. Era vorba că până septembrie se trebuie să se finalizează... Era vorba, da. Deci nu, întreb, vă dați seama. Dacă l-ați văzut, asta le-am văzut și eu. Domnul Consiliu, nu așa a fost discuția, că până septembrie se termină, se finalizează? Eu așa știu. Am aprobat și majorare, de tot și tot. Da, și întrebarea era, a spus dacă s-a finalizat, nu? Ați văzut? Deci răspunsul e că nici la început. Da, da, tocmai am menționat că au adus toate materialele, sunt în magazin. Vreau să vă întreb, când ne apucăm de șansuri în comuna asta? Aveți 2 ani? Noi doi? Păi nu, că a zis când ne apucăm! Noi doi? Când? Ca autoritate locală pe care n-ați să o conduceți. Așa și dumneavoastră ca... Să spuneți, cam câte miliarde au fost luate acum de apă? Cam câți metri cub de apă? N-am capacitatea dumneavoastră de a avea prezent toate domeniile și nu pot să le evaluez. Ați putea să ne spuneți, câți bani ați investit în piața asta pe care a luat o apa anul ăsta? Ați cerut toate documente că aveți răspunsul. Altă, să zic ceva, că pe mine mă așteaptă cetățenii serioase. Da, declar ședința închisă.